Bună seara, doamnelor și domnilor! De curând, România a aniversat 65 de ani de când este membră a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, pe scurt, UNESCO. UNESCO are 194 de membri și 10 membri asociați. Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată în 1972, a dus la crearea listei patrimoniului mondial, care în prezent include 1120 de obiective din 167 de țări. România are înscrisă pe această listă reprezentativă a patrimoniului UNESCO 6 obiective culturale și 2 naturale și este prezentă pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al UNESCO cu 7 elemente. Ritualul călușului, doina, tehnici de preluare a ceramicii de Horezu, colindatul de ceată bărbătească, jocul fecioresc din România, tehnici tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova și mărțișorul. Unul dintre cei care au contribuit la înscrierea României pe această listă a patrimoniului mondial este istoricul, profesorul și diplomatul de carieră Dumitru Preda, despre care monseniorul Francesco Foio, observator permanent al Sfântului Scaun pe lângă UNESCO, spunea cu un simț politic profund, o mare inteligență și o fină cunoaștere a persoanelor, el a știut să gestioneze mai bine dosarele relative la patrimoniul material și imaterial, cultura și drepturile omului. Bună seara, domnule profesor! Bună seara dumneavoastră și celor care ne privesc! Sunt onorată pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la emisiunea România de peste granițe. V-ați rupt o bucată din timpul dumneavoastră prețios și sunteți aici, în studioul Trinitas TV. Mulțumesc pentru această invitație, onorantă pentru mine, pentru că vorbim de o organizație care a însemnat foarte mult în drumul meu în viață, atât ca diplomat, cât și ca om de cultură, ca istoric. Ați fost 5 ani și jumătate la UNESCO ca delegat permanent, adjunct și ministru consilier. Ați fost alături de 3 ambasadori, reprezentând Ministerul Afacerilor Externe. Continuitatea, cum spuneați dumneavoastră, continuitatea și mai ales stabilitatea prezenței românești în Organizația Națiunilor Unite. Ce înseamnă această continuitate, această stabilitate, în general și în particular în ceea ce privește marile organizații ale lumii? Da. UNESCO este Organizația Națiunilor Unite care dă lumină unor proiecte menite să conserve, pe de o parte, tradiția omenirii în expresiile culturale-artistice, în spiritualitatea ei și, în același timp, este fata mai puțin văzută, am spus-o de mai multe ori, a unei politici internaționale complexe, câteodată contradictorii, dar care în același timp poate să conferme actorilor, care sunt statele membre și reprezentanților lor, consistență în promovarea unor proiecte, nu de un an, de doi, ci în proiecte care să contribuie la educația generațiilor prezente și celor viitoare. Deci, UNESCO înseamnă mult mai mult decât o simplă siglă, decât o simplă prezență diplomatică, este dimensiunea culturală care conferă în acești ani de început al noului mileniu dimensiuni superioare și care înseamnă un element fundamental în politica și în diplomația oricărei țări. De aceea spuneam, pentru mine, UNESCO a însemnat o școală a vieții, o școală a contactului uman menit să dureze legături, să acorde avantaje, dacă știi să îți pui în evidență, în lumină, contribuțiile pe care unul din cele mai vechi popoare din Europa, România și poporul român, le-au avut. E o lume diversă. Sunt 6 grupuri electorale
două pe Europa, după vechiul sistem de împărțire din perioada Războiului Rece, atunci când s-a fundamentat această organizație și s-a dezvoltat. În al doilea rând, sunt de pe toate orizonturile și expresiile spiritualității. Grupul chinez, grupul arab, grupul african, grupul latino-american. Cu fiecare dintre aceștia trebuie să ai nu numai o simplă legătură diplomatică, care se întâmplă la misiunile bilaterale, dar ea este UNESCO, organizația UNESCO, este un organism viu, care este format din elemente care, pe lângă calitatea de diplomați, au calitatea de oameni de cultură, profunzi, de la oameni de știință de înaltă probitate până la artiști complexi. L-am avut ocazia să-l văd pe Charles Aznavour, de exemplu. Sau alți care sunt chiar istorici, ca și mine, care a însemnat pentru mai tânărul de atunci, de acum 20 de ani, o experiență a dialogului. Pentru că fără comunicare, fără stabilitatea comunicării, nu numai instituțională, în păstrarea unor legături și în realizarea unor proiecte, cum a fost cel legat de patrimoniul mondial imaterial, nu se poate face un drum care să conducă la înțelegere, la o înțelegere superioară și mai ales la dimensiunea aceasta a umanității pe care toți o dorim. Pace și progres, nu numai în cunoaștere, progres în viața fiecărui cetățean al Terei care să ducă mai departe viața pe acest pământ. De aceea am avut contacte cu grupul asiatic. O altă mentalitate, profunzime. În același timp, cu factorii de renaștere și progres în America Latină. Tot o spiritualitate apropiată de România și de la care aveam foarte mult de învățat. Sau, de ce nu, Africa, acest continent care se deschide, se dezvăluie prin valori, prin evenimente și prin tradiții pe care, de ce să nu recunoaștem, multe părți din lume nu se cunosc. Și care au o încărcătură nu numai artistică, dar și emoțională. Și apoi lumea arabă, o lume care nu este o lume așa depărtată, dar cu alte forme și mentalități colective și individuale pe care trebuie să le cunoaștem pentru a înțelege și a închega un dialog necesar. Iată, UNESCO este ca un arbore extraordinar cu fructe diverse care trebuie să rodească și rodirea aceasta nu se poate face decât prin dialog. Este poate lucru cel mai important pe care orice om care lucrează fie în UNESCO, fie cu UNESCO îl înțelege în final și caută să aducă contribuția sa proprie. România, când am ajuns și am avut șansa să fiu 2 ani aproape în Consiliul Executiv, care este un organism executiv, cum spune numele, mult mai restrâns, dar care are decizii importante pentru fiecare din țările membre, a însemnat, în primul rând, cunoașterea interlocutorilor. Vorbeam de stabilitate. Delegația permanentă a României a avut în anumite perioade această stabilitate și continuitate. Dan Hăulica a fost în funcție timp de 9 ani și jumătate. Și oriunde a mers, mai ales la început, mi se vorbea de această regretată, dar formidabilă personalitate care a fost. Apoi am avut de la fiecare din șefii mei, dacă se poate spune, o colaborare bună, de la care am învățat câte ceva. Un mare grafician și om de artă, Eugen Mihăescu. Un mare francofon și om de cultură, Andrei Magheru. Și de asemenea profesorul Nicolae Manolescu. Dar eu am fost elementul care am asigurat
continuitatea funcției diplomatice și ca om de cultură a funcției de vector cultural, încercând să aduc elemente care să personalizeze România. De aceea, de la Uniunea Latină până la relațiile cu, am amintit, observatorul permanent al Sfântului Scaun, la oamenii de știință, din biologie, din patrimoniul arheologic al umanității, din alte sectoare extrem de importante, până la arhitectură, sau Delta Dunării, care era într-o dispută, se cunoaște în acea perioadă a anilor 2000, munca intensă desfășurată de România pentru problema insulei șerpilor și pentru Dunăre și pentru calitatea vieții, ce înseamnă patrimoniu natural. Să nu uităm bisericile noastre care trebuiau puse în valoare și am căutat prin tot felul de acțiuni, de la lansări de cărți, la expoziții, la dezbateri și acestea multiplicate prin întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanți din diverse țări, să subliniez contribuția românească. Este datoria fundamentală a unui diplomat român și mai ales a unui om de cultură aflat într-o funcție diplomatică. Și anume de a ține cu țara ta, pentru că această țară, România, este cea care a dat un brâncuș. Și n-am să uit în 2007, când l-am aniversat, ce varietate, ce lume venită la expoziția cu meșteri populari, dar și cu capodopere, mai ales atelierul lui Brâncuș se află în mijlocul Parisului, au exprimat cuvinte față de România. Să nu uităm același an 2007, în care Sibiu era pentru prima dată un oraș românesc, capitala culturii europene. Și dați-mi voie, ca istoric și militar într-o primă etapă a vieții mele, și nu m-am separat de aceasta, aducerea zborului fantastic, unic, a lui Traian Vuia între aniversările UNESCO, după negocieri dure, am putea spune, cu țări puternice în domeniu, Statele Unite, Franța și altele, și să-l aniversăm așa cum o merită. Acest mare inventator și mai ales luptător pentru idealul național. Asta voiam să vă întreb. Cât de greu este, pentru că spuneați de diplomație, de comunicare, de relațiile pe care trebuie să le stabilească și prin continuitate, prin stabilitatea într-o funcție pe care o are într-un asemenea organism internațional, cât de important este să știi să susții și în același timp să faci relevant, să aduci în fața interlocutorului un subiect, un dosar. Iată, de curând a fost introdusă pe această listă a patrimoniului mondial și Roșia Montană, după lungi dezbateri, după lungi controverse și așa mai departe, după ani de zile de dezbatere, a fost introdusă acum. Cât de greu este să fim acolo, pe această listă a patrimoniului mondial? Ca să poți să câștigi astfel de bătălie, care uneori durează ani și ani, este nevoie, în primul rând, de pregătirea ta, ca, nu numai ca diplomat, ci ca om care să cunoască exact ce argumente poți să pui în balanța acestei bătălii, care să încline înspre tine. Aș aminti faptul că primele luni de muncă la UNESCO, Călușul fusese un dosar respins. Și multe atunci, dintre dosarele românești la prima vedere au fost respinse. Este vorba, respinse. Spuneam, de pregătirea unui dosar. Exact. Noi poate nu aveam suficientă experiență, nu numai la dosarul UNESCO, în general, la dosarele Uniunii Europene, proiecte, ne speriem câteodată de ce alții au prioritate, de ce câștigă niște bătălii, la noi se amână sau sunt respinse. Și atunci, primul pas care a fost
a însemnat o discuție directă cu responsabilii din UNESCO, cu experiență mare, să mă lămurească de ce oare nu a fost admis. Pentru noi călușul nu e un simplu dans. Este o formă a spiritualității ancestrale și care e mult mai profundă decât un dans. Este o întreagă filozofie a vieții care a populat lumea românească de secole și secole întregi. Trebuia să explicăm acest lucru, dar să aducem și argumente. Și am avut șansa de a lucra cu doi oameni relativ tineri, care erau latinoamericani sau europeni din Spania și care aveau însă o anumită experiență în asemenea proceduri. A durat mai bine de un an de zile. Cei din România, dar și șeful misiunii la acea dată, nu prea aveau încredere că mai putem reuși ceva. Este nevoie de răbdare și în același timp de pasiune. Am mers și am vorbit cu factori care se ocupau de păstrarea acestei tradiționale expresii artistice române. Și în același timp lucram alături de niște oameni și aș aminti unul singur dintre ei, o mare figură, nu numai a diplomației, dar și culturii, ministrul algerian de externe, Benjaoui, de la care am avut de învățat enorm de mult. Mai ales această paciență de a aștepta și de a construi, pentru că în momentul când înaintezi dosarul final, să știi exact că vei reuși și să convingi pe interlocutori care, pe urmă, vor avansa dosarul pentru aprobare organelor abilitate și să dai siguranță că ăsta e un răspuns corect și autentic. Am avut satisfacția asta în toamna lui 2005, când primul element de pe această listă a patrimoniului imaterial, convenția fusese votată de puțină vreme. Dumneavoastră ați contribuit și la elaborarea acestei convenții. Asta este o mare lecție care am avut-o, pentru că nicio convenție, niciun document important nu se face de unul singur. Trebuie să ai o colaborare în care unul de la altul am învățat. Am adus elemente specifice patrimoniului imaterial din toate zonele, dar trebuie să-i dai o linie directoare și să alegi tocmai florile cele mai frumoase. Iar călușul a fost una din aceste flori, iar în momentul în care oltenii mei au venit pe scenă peste 2000 de spectatori, scena mare UNESCO, în prezența conducerii, în frunte cu directorul general Koichiro Matsura, un japonez liniștit, care în momentul când a început dansul, s-a ridicat în picioare și a început să... La un japonez lucrurile sunt rare. Și era și soția dumnealui acolo. Și alți oameni de diverse au simțit că freamătă. Am zis, am câștigat. Sunt convins că mai încolo, mărțișorul, această podoabă fantastică și delicată, care eu ofeream de 1 martie la colegele mele din toate grupurile electorale, a constituit în timp acel element de continuitate în momentul când dosarul a venit bine pregătit, dar exista deja în mentalul oamenilor care lucrau acolo, această gingașă formă de expresie specifică a noastră. Deci, de-aia spuneam, lucrurile acestea au însemnat enorm de mult. Am până astăzi încă contacte cu oamenii cu care am construit ceva. Principalul lucru ce am construit este că România a păstrat un loc în inimile lor. Oameni pe cum, și aș aminti doar pe Irina Bokova, care a fost printre primii ambasadori noi veniți,
care s-au întâlnit cu mine, eram însărcinat cu afaceri în acel moment și am avut o cooperare fantastică. În 2010 era deja director general al acestei organizații, prima din spațiul nostru de cultură și am fost cu regretatul profesor Victor Crăciun, neuitatul lider al Congresului Spiritualității Românești și al Ligii Culturale și am oferit medalia de aur al Ligii Culturale. Ne-a primit la sediu și a spus România are și va avea în continuare un loc special. De altfel, când te duci spre cabinetul directorului general, este un loc, puțin înainte de intrare, un vas special, o cultură milenară, cucuteni, oferit de statul român, prin delegația permanentă, Organizației Națiunilor Unite. Este un însemn al trecerii noastre prin această lume în care dorim, avem o expresie a noastră de a construi, de a fi vii și de a fi în colaborare cu națiunile, indiferent de religie, de tradiții, de vechime. Cred că și astăzi delegația permanentă României, care are o foarte bună colegă și prietena mea, Simona Miculescu, cu o experiență mult mai mare în cadrul Națiunilor Unite, va continua și va amplifica această prezență, nu numai la aniversarea 65 sau 75 de la fondarea acestei organizații, dar o prezență românească care să-i dea identitatea necesară și deschiderea în același timp. Dar încă o dată repet, și cu asta vreau să spun, e nevoie de stabilitate și în țară, pentru că, dau un exemplu, în alte ocazii am avut în 5 ani de funcționare 6 miniștri. Nu poate exista continuitate. Construcțiile noastre din epoca interbelică s-au făcut în perioada când am avut continuitate în conducerea politică a țării, a Ministerului de Externe. Este nevoie continuitate de valori și de idei, pentru că fiecare poate să vină cu lucruri bune, înnoitoare, dar nu mai este decât o cezură care afectează proiecte, cum s-a întâmplat cu acest proiect extraordinar. Eu l-am prins la începuturile sale, am căutat să-l promovăm, e vorba de Roșia Montană, și a fost amânat din considerente de cu totul altă natură și nu a valorii proiectului în sine. Asta voiam să vă întreb. Pentru că vorbim de diplomație, vorbim despre cultură, vorbim despre valorile identitare, dar cât de mult contează politica sau jocul politic în toată această în susținerea tuturor acestor dosare. Și am să vă dau un exemplu. La fel știți foarte bine dosarul Brâncuș, Calea Eroilor de la Târgu Jiu, care a fost odată respins, a reintrat, va fi din nou în dezbatere, dar cu puține șanse de reușită. Și aici o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți cum s-a ajuns în situația, în această situație, pentru că tot ați pomenit de Brâncuș, marele Brâncuș, cunoscut. Unicul Brâncuș, cel care a revoluționat sculptura și nu numai. Cum s-a ajuns în situația ca Brâncuș să fie discutat, rediscutat an la rând, și până la urmă să nu aibă o șansă de reușită? Da, eu vorbeam de la început de un lucru. Alcătuirea dosarului, elaborarea dosarului, se face de către specialiști. În același timp, promovarea dosarului este o acțiune politică. Dacă nu în politică nu ai continuitate a ideii, în primul rând, și oamenilor care sunt hotărâți să susțină un dosar. Cazul de față, Brâncuș.
Brâncuș e o personalitate uriașă. Nici n-ar fi trebuit să fie. Dar când în țară au fost atâtea discuții rele, dacă nu găsesc alt termen în momentul ăsta, care au dăunat inclusiv imaginii noastre ca stat, ca susținători ai unui om care este român și în același timp universal. Uitați-vă câtă lume vine la Paris la atelierele din centrul Pompidou. Am avut oameni care l-au promovat și în trecut și astăzi. Ce se întâmplă totuși? Lumea se întreabă. Nu există continuitate. S-au schimbat din actorii care trebuiau să promoveze și au venit cu mici adausuri, dar au dus în final la un dosar care nu e pe canevasul, pe coordonatele care sunt concretizate în cadrul UNESCO. UNESCO nu este un organism care să sufere modificări substanțiale. S-a încercat. Au venit unii și au plecat. Să nu uităm că în momentul când eu de-abia venisem, Statele Unite reveneau după un număr de ani în cadrul organizației, fiind și un contributor financiar și nu numai important. Da. Ulterior, peste nu foarte mult timp, au ieșit din nou. Da. Datorită unor motivații politice. De-aia spuneam și repet și acum în fața telespectatorilor care ne urmăresc, că UNESCO este ca un iceberg. Partea, să zicem, văzută este mult mai mică decât cea... Cultură, educație. Dar educație înseamnă politică în educație. Vedem ce se întâmplă astăzi în țara noastră. Sunt multe proiecte care se schimbă de la an la an. Da, așa este. Nu se evidențiază esența acestor proiecte. Și fiecare care sosește vine cu un proiect, uitându-se că obiectul și subiectul în același timp suntem noi oamenii, și viitorul tinerii. Nostru, da. Așa și cu Brâncuș. Eu sper că se va asigura o continuitate a prezenței doamnei ambasador. Asta e un lucru esențial. Un om de mare cultură. Este doar la începutul mandatului. Nu, acum are... Eu vorbesc, continuitate înseamnă prezență de minimum 5-6 ani, pentru că altfel nu se poate construi. Doi la mână, factorii din Ministerul Culturii de aici și Comisia Națională pentru UNESCO să aibă o colaborare în care unele dispute de alt ordin să nu influențeze această construcție care să ducă la finalizarea dosarului. Pentru că Brâncuș o merită. Iar acest lucru, eu am încă încredere, am rămas o fire optimistă. Și am zis, orice bătălie, chiar dacă suferi pe parcurs unele retrageri, nu înfrângeri, retrageri, trebuie să te ambiționeze și să ducă la izbânzi, pentru că asta înseamnă imaginea României. Iar dimensiunea culturală într-o diplomație dinamică, globalizantă, mondializată, cum vreți, este fundamentală. Pentru că altfel vor interveni doar interese de altă natură, pe termen, care ne afectează pe termen și lung. Și care ne afectează profund pe termen lung, așa cum ați spus dumneavoastră. Excelență, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi din studio. Vă mai așteptăm, pentru că experiența dumneavoastră de viață, atât în afara țării, cât și în interior, la conducerea arhivelor diplomatice și nu numai, la catedră, în postura de profesor universitar, are multe, aveți multe să ne spuneți. Deci vă mai așteptăm în cadrul emisiunii România de peste granițe, care înțeleg de la dumneavoastră acea Românie se vede bine. Încă se vede bine peste granițe. Nu-i așa? Am încredere că și prin emisiunile pe care le organizați și le desfășurați aici la Trinitas, dăm un semnal și un mesaj în același timp
de speranță și de încredere în forțele spirituale românești. Așa, sperăm că așa este și vă mai așteptăm. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară a emisiunii România de peste graniță. Pe curând!